Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și la emisiunea Ordinea de zi am astăzi un invitat important pentru județul Gorj, președintele Consiliului Județean Gorj, dar în același timp vicepreședinte PSD Gorj și în această calitate ați venit în această seară. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Domnule vicepreședinte al PSD Gorj, sunteți și omul de bază acolo la organizarea campaniei electorale, după câte știu, sau unul dintre oamenii de bază. Da, unul dintre oamenii de bază. Fac parte din echipa de organizare a alegerilor parlamentare. Și cum merge treaba? Au trecut două săptămâni și ceva de campanie. Recunosc că am fost aproape în fiecare zi, în după-amiaza și zile de weekend, de dimineață până seara, în localitățile din județul Gorj. O parte vrem să străbatem mai multe, dacă nu chiar toate, și să stăm de vorbă cu oamenii, pentru că ne-am dat seama de la bun început că este o campanie atipică, o campanie total diferită de 2008-2012, în care erau alegeri unii nominale, de multe ori competitorii electorale își făceau o precampanie destul de vizibilă. Acum suntem în situația în care nu mai avem afișaj, nu mai avem bannere, și informația, să spunem, ajunge dificil. De multe ori ajunge prin intermediul dumneavoastră media și pe această cale vă mulțumim. Pentru că este foarte important, pentru că recunosc că am întâlnit oameni care nu știau că sunt alegerile parlamentare pe 11 decembrie. Am întâlnit oameni care nu cunosc lista de candidați și avem obligația de a merge și a discuta și a expune lista de candidați. Avem obligația de a merge și a spune ceea ce vrem să facem pentru țară, ce am făcut pentru țară în perioada cât am guvernat și ce vrem să facem pentru județul Gorj. Și e important pentru că semnalul este pozitiv din teritoriu, oamenii ne ascultă, oamenii ne apreciază și apreciază faptul că nu intrăm în dispute sterile, în dispute politice, în scandaluri mediatice, pentru că aș da seama că cel mai important pentru județul Gorj este să construim și trebuie să construim împreună întreaga clasă politică. Dacă nu o să ne dezvățăm de acest obicei de a ne ataca reciproc prin acuze nefondate de foarte multe ori, nu vom face nimic pentru acest județ. Pentru că trece timpul și o să rămânem și o să facem paralele între județul Gorj și alte județe și noi nu mai vrem să facem acest lucru. Vrem să fim constructivi și să mergem cu fapte și lucruri concrete. Vorbele nu mai sunt. Trebuie să venim și să explicăm și am explicat de multe ori cu primarii, cu viceprimarii ce vrem să facem pentru comunitatea respectivă, de la apă, canal, drumuri, ce vrem să facem pentru pensionari, ceea ce vrem să facem pentru bugetari, iar oamenii ne ascultă și sper să ne dea și votul de încredere, pentru că am demonstrat că atunci când am spus în perioada 2012-2015 că vom face, am făcut. Și ne bazăm pe sprijinul dumnealor, pentru că sperăm și pe ultimele analize făcute de mine în intervalul 2004 la zi, întotdeauna a fost o prezență în mediul rural de peste 50%, iar în mediul urban undeva de 42-43%. Și sper ca 11 decembrie acest target, această prezență să fie depășită, pentru că este important pentru țară, este important pentru județul Gorj, ca oamenii să iese masiv la vot și să dea votul de încredere celui care crede de cuvință, celui care l-a convins. Spuneați că nu mai sunt bannerele și afișele, vă garantez că oamenii vor să stea de vorbă cu Sigur că da. Care candidează și decât să îi vadă pe afiș, chiar dacă are impactul lui și, mă rog, un afiș, un banner, dar preferă să-l vadă pe un față în față, să vorbească cu el. Cu siguranță da, pentru că am văzut, sunt de multe ori ridicate probleme individuale care își găsesc rezolvarea. Probleme generale, da? Sunt oameni care ridică anumite probleme de interes local, probleme de interes național și e bine să discuți, să iei pulsul omului și să-l poți, colegii mei care vor câștiga mandatele de parlamentar, să încerce să transpună legislația românească care, din păcate, este adevărul acesta, este stufoasă și greoaie și trebuie simplificată și trebuie adaptată cerințelor actuale, cerințelor zilei de astăzi. Pentru că avem legi nemodificate de ani de zile, văd și în administrația publică ce se întâmplă și e necesar a fi comasate tot într-un pachet legislativ, fie că vorbim de legislația administrației publice locale, de legislația fiscală, trebuie și simplificată și adunată în același pachet. Da, și aflând de la oameni ce probleme întâmplă, da. Apropo de legislație, sigur că știți da. Cum trebuie sigur făcută că da. Legea vorbim de la restituirea terenurilor, da, fie că vorbim terenuri agricole, fie terenuri forestiere, sunt oameni și cu legi idei, cu legi
practică, da, până la urmă, împreună cu primarii, cu consilierii locali și cu oamenii, pentru că întotdeauna merge legea. E foarte dificil să faci o lege din birou, să, pentru că de multe ori, da, transpune legislația europeană, realităților românești, dar trebuie să o adaptezi ceea ce se întâmplă în teritoriu. Și trebuie să facem acest lucru, pentru că altfel nu se poate pentru în viitor. Vorbeați de infrastructură, dar pe lângă infrastructură, care într-adevăr e necesară pentru că ne lovim de ea fizic, sigur că da. Dacă nu e bine făcută sau dacă nu există, foarte mulți oameni spun problema locurilor de muncă în România și știu că în Gorj deja se mișcă ceva, deja se... Na, avem complexul energetic care, din păcate, nu stă pe roze și poate parlamentarii din viitorul mandat vor face mai mult pentru CEO, dar sunt și alte oportunități care vin spre Gorj. Sigur, ca obligație principală trebuie sau trebuie să găsim tot ce înseamnă parte de administrație publică, județeană, locală, viitorul parlament, să reușim să menținem aceste locuri de muncă din complexul energetic Oltenia, pentru că sunt necesare și țara asta are nevoie de energie pe cărbune. Oricine, pot să spună oricine, discuțiile avute cu oameni care sunt specialiști în domeniu. Și aici vorbesc de perioada 2006 până în prezent, lucrurile sunt clare. Fără cărbune nu se poate pe o perioadă medie de 10-15 ani de zile. Nu știu ce se va întâmpla în această perioadă, ce resurse de energie vor apare, ce posibilități de magazinare energiei, dar obligația noastră a politicului, a factorilor de decizie local și național va trebui ca această companie energetică Oltenia să reziste, să fie introdusă într-un sistem integrat a mixului energetic, pentru că, încă o dată, nu este invenția nici a lui Popescu, nici a factorilor locali, există la nivel european. Da? De ce funcționează în Polonia, de ce funcționează în Germania, de ce funcționează în Franța, în Cehia? Da, trebuie să funcționeze și România, pentru că am ajuns și am văzut în ultimii ani de zile o canibalizare a pieței de energie. Da? Societăți de stat, societăți care se concurează într-un mod haotic pe piața de energie și își aduc de serviciu unul altora. Da? Având în vedere că statul român este proprietarul și a Hidroelectrica, și a Complexul Energetic Oltenia, și a Complexul Energetic Hunedoara, și a Nucleară Electrica, trebuie să iau o decizie și să asigure siguranța energetică a României. Dată, o spun în deplină conștiință de cauză. Nu se poate fără CEO, nu se poate fără energia pe cărbune, nu există posibilitatea reală de a face importuri de măsura ceea ce produce CEO și trebuie să funcționeze și trebuie să protejăm locurile de muncă. Pe lângă CEO trebuie și avem obligația, pentru că s-au închis în ultimii ani de zile multe capacități de producție. Da, că vorbim de procesarea cărnii, că vorbim de parte de societăți care prestau pentru CEO, vedem mai nou câteva firme care au uitat în faliment, trebuie să creăm și să punem ceva în loc. S-a creat și este primul, hai să spunem pentru mine, primul semnal bun și prima bucurie, pentru că un investitor privat a venit în Târgu Jiu, deja lucrurile funcționează, s-a apucat de tot ce înseamnă reamenajarea halelor de producție pentru viitor și am avut o discuție cu ei fermă și serioasă. În luna aprilie va trebui să pună în funcțiune și să angajeze personalul pentru primii 5.000 de metri pătrați de hală de producție. Se face etapizat, va fi o hală de producție în cuantum de 17.000 de metri pătrați, primii 5.000 trebuie să fie dați în funcțiune și să lucreze efectiv la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Ce asemenea, Cablaje auto pentru tot ce înseamnă industria, nu o să dau numele că facem publicitate, cablaje auto care vor pleca toate în afară și sunt convins că se va dezvolta. Nu vor rămâne pentru la nivelul celor 5.000 de metri pătrați de hală, pentru că am văzut ceea ce s-a întâmplat la Caransebeș, am fost personal la Severin și am văzut dacă la Severin au început cu un număr mediu de personal de 500, acum cred că sunt 3.200 și vor să mai angajeze. Dar și acolo este o limită, o barieră. Și asta, acest lucru i-a făcut să vină acum un an de zile, să vină către Târgu Jiu. Eu am fost și care am avut legătura cu ei, le-am dat un sprijin, să spunem, juridic în ceea ce privește sau le-am indicat anumite active care pot fi destinate aceste activități și lucrurile se mișcă, asta e bucuria, se lucrează și o să avem o inaugurare făcută în luna aprilie, mai cu personal angajat din Târgu Jiu și nu numai. Pentru că o să caute personal și din cei care vor să lucreze, bineînțeles, și din localitățile din județul Gorj, care vor și au locuință, care vor să vină să lucreze în Târgu Jiu.
Sunt semne bune. Sunt semne bune pentru că nu e singura firmă care a venit în ultima perioadă și am avut discuții cu ei. Mai sunt anumiți investitori care vor să dezvolte și alte genuri de activitate, nu numai aceasta de cablaje și componente auto. Mai ales că avem foarte multe spații în care sigur, au funcționat fabrici. Sigur, și eu m-am angajat și cred că în finalul lunii decembrie, la începutul lunii ianuarie, o să avem, să spunem, o bază de date a tot ce înseamnă active care pot fi destinate activităților de producție, de la culese și de la executori judecătorești, executori bancari, de la firme de lichidare, pentru că de multe ori și eu am avut problema să vină un investitor și să-mi ceară un teren sau un spațiu de producție de 5 metri pătrați. Nu aveam de unde să-l cunosc. Da? Din cunoștință încercam să dăm telefoane. Avem nevoie de această bază de date care poate fi redată producției, bineînțeles, la niște prețuri stabilite, conform legii, încât să le pun la dispoziție și să le arătăm utilitățile care sunt în jurul tot ce înseamnă apă, energie, canalizare și văd deschidere și de la prestatorii de servicii. Am avut discuții cu ei pentru zona Rostramu și le mulțumesc pe această cale celor prestatorilor, fie că vorbim de energie electrică, fie că vorbim de alte utilități, sunt direct interesați pentru că și își vând o marfă. Corect. Și lucrurile, acolo... sigur că da, lucrurile se mișcă și este lucrurile. Încă o dată, această fabrică va pleca și va produce începând cu sfârșitul lunii aprilie în Târgu Jiu. Ce va produce? Cablaje, exact cum am spus, cablaje auto, componente auto pentru toate destinate exportului. Deci care va funcționa la Rostramu? Da, da, da. Deci acolo va funcționa. Acolo va funcționa deja pentru lucrurile. Pentru că se vorbea de zona centură. Nu. Deci la Rostramu este 100% investiție privată, este cumpărată de la lichidatorul judiciar. Acum, dacă mergem acolo, vedem, oamenii sunt la lucru, lucrează în interioare pentru a se încadra în termenele stabilite cu beneficiarul final, cel care folosește componentele auto. Da, pentru predare. Da, iată o veste bună. La țigarete se va întâmpla ceva? Nu știu situația juridică a țigaretelor, am înțeles, tot la fel, în afară de spațiile care sunt închiriate pentru API, am înțeles că acel imobil sau imobile sunt supuse unui sechestru asigurator. Deci chiar nu cunosc această situație juridică, dar încă o dată, găsim soluții de active în județul Gorj care pot fi destinate producției sau prestării de servicii pentru locuitorii județului Gorj. Deci avem șansa să facem locuri de muncă în domeniile, chiar uite, economie în sensul de industrie, chiar, da. Asta este chiar industrie. Și industrie în o industrie care, îmi cer scuze, folosește o forță de muncă care, din păcate, este în așteptare, forță de muncă special feminină. Între forțele de muncă, pentru că care au fost supuse procesului de disponibilizare în ultimii ani sau care nu-și găsesc un job în actuala piața muncii. Pentru că din tot ce am văzut eu analiză în industria de automotiv, partea feminină este partea cea mai disciplinată și este chiar meticuloasă. Sunt făcute studii meticuloase și în această zonă de activitate chiar au nevoie de răbdare, da, și meticulozitate. Care încă o dată, persoana feminin care a fost rău dezavantajat în ultimii ani de zile, pentru că n-au reușit să integreze viața muncii, acolo unde au fost, s-au închis și nu au reușit, pentru că ne-am calat pe minerii și pe energie. Greu, da. O persoană de sex feminin își găsește acces într-o carieră sau într-o termocentrală. Foarte greu, da? Vedem ce s-a întâmplat în prestatorii de servicii, în Imprestu, și ce tragedie a fost atunci când actuala guvernare cu actuala conducere a Complexului Energetic Oltenia a luat decizia de a închide 200-300 de locuri de muncă. Am văzut ce tragedie și știți și dumneavoastră cât de greu le e acestor oameni. Da, într-adevăr. Și acum să trecem de la locurile de muncă, deși sunt foarte importante, am discutat despre ele, la partea de spitale, de învățământ. Sunt problemele care pe oamenii interesează. Locul de muncă, sănătatea, unde își duc viața copiii în timpul în care merg la școală. Sigur, am văzut și un, cred că în primăvara acestui an am văzut un sondaj, nu politic, ceea ce interesează românul și cetățeanul județului Gorj. Și clasamentul clasificat dumneavoastră este real. Școala, sănătatea, după care locurile de muncă și alte utilitățile, canalizare, apă, drumuri. În ceea ce privește sistemul școlar, a mers în multe unități administrative teritoriale, lucrurile s-au mișcat, dar trebuie să în continuare să găsim soluții de a renova spațiile de învățământ,
de a menține cadrele didactice în mediul rural, da? Și trebuie să găsim un sistem în care de acum încolo să nu mai fie probleme să decontăm transportul cadrelor didactice, trebuie să găsim și, așa cum permite programul de guvernare, să majorăm salariile în sistemul de învățământ, de ce nu să acordăm facilități pentru cei care merg în mediul rural și nu numai. Din punct de vedere infrastructurii se pot face, pentru că colegii mei primari, viceprimari, consilieri locali au și pe ultima 100 de metri acum sunt câteva proiecte obținute la nivel de gorj importante pentru reabilitări de școli. Și eu aici vorbesc de Aninoasa, vorbesc de Peștișani, sunt multe unități administrative, dar trebuie să facem o evidență clară și să intrăm într-un program direct. Trebuie să fim practici, nu trebuie să mai fabulăm, nu trebuie să mergem cu doar promisiuni, să ne calăm pe lucruri. Ne promitem, ne propunem anul 2007, ce vreau să fac? Un drum sau o alimentare cu apă sau o școală? Care se poate finanța aceasta? Ei, cu asta plecăm la drum, urmând ca și să discutăm cu cetățenii, să spunem, dom'le, toate se prioritizează, dar școala va trebui și este o prioritate pentru noi, astfel încât să avem, încă o dată, școli curate, școli frumoase, să nu fie pericol pentru elevi, alături de cadre didactice bine pregătite. Și ce mai aveți problemă în școli la județul Gorj? Nu e problema dumneavoastră, până la urmă, dar este a oamenilor. Sunt școli care nu mai funcționează. Sigur că da. Și care și-au redus. Nu mai funcționează deloc. Au rămas ale Ministerului Educației, primările nu au voie să le schimbe destinația, nu au voie să le introducă pe proiecte. Ar avea voie, dar e nevoie de nu știu câte aprobări. De sigur. Exemplu, numai la Dănești sunt vreo 4 școli care nu mai funcționează, dar nici nu pot fi utilizate în alte scopuri. Exact ce vorbeam înainte de modificări legislative și de simplificarea legislativă de care vorbeam, pentru că comunitatea decide ceea ce face cu acel imobil. Da, putem să, de ce nu, să facem, să-i dăm alte utilități în diverse domenii. Pentru sau că chiar cu consultarea, exact, da, decât cu consultarea, cetățenilor din acea localitate să ia decizia cea mai bună. Dar va trebui și toate aceste predate, exact cum noi, autoritățile locale, aveam o problemă în hățisul legislativ și de indecizie cu activele, cu caracter social de la CEO. Da? Vorbim de biserici, vorbim de rețele de drumuri care stau în paragină, vorbim de anumite imobile, școli, grădinițe. Nici acum nu sunt rezolvate și vor trebui modificate și simplificate astfel încât aceea este o mare problemă de fiecare dată, pentru că există cadrul legislativ, spre deosebire de alte zone, lipsește decizia. Am avut pe ordinea de zi a adunării generale acționarilor solicitarea mea de a preda un drum județean sau colegiul primar de a preda o vatră de sat, s-a lovit de indecizia adunării generale acționarilor, nu în faptul că nu a vrea, le e teamă de decizie. Le e teamă de decizie și... Dar e niște bani acolo. Cu siguranță și da. Și mulți dintre ei cu nu prea sunt da. Competenți cu pentru locul da. Pe care îl poate. Cu siguranță da. Ocupa. Dar trebuie să facem o legislație clară, concretă, încât să le acorde starea de spin necesară încât să aprobe. Pentru că, o dată, obligația legală de a le preda, încă o dată, nu e un moft al autorităților locale. Dar sper că după ianuarie toate aceste lucruri se vor rezolva. Sunt ultimele 2 minute ale emisiunii. Aș vrea, dacă aveți un mesaj pentru gorjeni, pentru colegii dumneavoastră din partid, din PSD, ce parlamentar le oferiți? Haideți să le spunem la telespectatori. Sigur, se știe foarte... Cine pentru sunt candidații pentru Camera Deputaților, Victor Ponta, fostul premier și premierul care a demonstrat cu guvernul care l-a avut alături că a făcut cel mai bine în ultimii ani pentru români. Pe locul 2, la fel, domnul Weber, care și-a făcut datoria și cred că ați fost în localitățile din Colegiul 2 pe care l-a reprezentat în Parlamentul României și oamenii, primarii, consilieri locali, viceprimari, oamenii de rând, sunt mulțumiți de activitatea dumnealui și l-au apreciat și l-apreciază în continuare și sunt convins că Mihai în zona respectivă va aduce un procent important partidului. Pe locul 3, domnul Alin Văcaru, fostul prefect de Gorj, la fel, Alin este foarte bine văzut, eu am fost cu el în Tismana, am fost în Peștișani, am fost în multe localități și este bine văzut pentru că totdeauna ușa lui a fost deschisă la probleme cetățenilor, mai ales pe probleme de fond funciar și nu numai. Și Alin își aduce un plus de valoare partidului. Pe locul 4, doamna Șarapatin, doamna profesori, la fel a fost o cunoaște foarte multă lume, o persoană implicată, mai ales cu cât s-a zbătut pentru femeile din PSD și nu numai, femeile din județul Gorj. Domnul Ionică Bebe Viorel, cred că toată lumea știe, a fost un secretar de stat. Ca și dumneavoastră, adus, de altfel, da, ca și fost da, ultimii ani am fost ultimii secretari de stat din Gorj, care a prezentat Gorjul în guvernul
guvernele României. Da. Da, mai avem doi tineri, Maria Vasilescu și Mihai Gherghe, consilier județean, Maria Vasilescu al doilea mandat, la fel implicată, și Mihai Gherghe, consilier local. Deci ai îmbinat tinerețea cu experiența, cu oameni care au dovedit pentru Camera Deputaților și cred că vom avea succes. Pentru Senat, domnul Cârciumaru, da, domnul primar, care... eu zic că a schimbat în ultimii ani fața orașului. Și nu o spun că suntem în campanie electorală, am discutat de-a lungul timpului cu prieteni care au venit din alte județe, din alte orașe și au apreciat ceea ce văd în județul, în Târgu Jiu și nu numai. Și cred că va aduce și 100% se va vedea în votul cetățenilor din Gorj și din Târgu Jiu un plus valoare listei de Senat. Pe locul 2, tânăr Claudiu Manta, da? Notar de meserie, la fel cunoscut de foarte mulți cetățeni din Gorj, care i-au trecut pragul ca și profesionist și nu i-a dezamăgit. S-a purtat, cum spun, cuvincios, poate e mult spus, demn cu ei, rezolva problemele și uite că în politică lucrul acesta este apreciat, pentru că apreciază tinerețe, apreciază valoare, apreciază omenia acestui om. Andrei Maioreanu, care și-a făcut și a lucrat în partea de energie, în ultimul timp a fost implicat direct, a luat legătura cu tot ce înseamnă structurile energetice din țară, a încercat să coaguleze oarecum și să-i determine să susținem pentru viitor și el este un liant pentru viitor în ceea ce vește mixul energetic. Iar pe locul 4, Anca Bordușanu, colega din presă, care are un aport esențial în ceea ce vește partea de organizare și nu numai și comunicare. Care e foarte important cu tot ce înseamnă, nu numai cu colegii din media, cu tot ce înseamnă cetățenii județului Gorj. Eu zic că o listă care îmbină la fel tinerețea cu experiența și care se va vedea la votul din 11 decembrie. Da, de altfel sunteți o echipă care se mobilizează foarte bine și s-a văzut de-a lungul anilor. Mulțumesc pentru prezență, vă urez succes, dragi telespectatori. Invitatul meu în această seară, domnul vicepreședinte PSD Gorj, Cosmin Popescu, și președinte al Consiliului Județean și fost secretar de stat și reprezentantul partidului și susținătorul colegilor care candidează pe 11 decembrie. Eu sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Sunt părinte. Mă interesează soarta tuturor copiilor din România. Militez pentru un învățământ eficient, un trai decent, o Românie unită, sănătoasă, curată și întoarcerea tinerilor noștri acasă. Votați PSD. Votați Mihai Weber, un deputat aproape de Gorjeni. Votați PSD.